În cursul zilei de ieri, două echipaje ale pompierilor hunedoreni au intervenit în sprijinul colegilor lor din județul Timiș, ajutându-i la operațiunile de înlăturare a efectelor inundațiilor produse de apele revărsate ale râului Bega. Pentru a îndepărta efectele fenomenelor meteo generate de codurile portocaliu și galben de precipitații, pompierii hunedoreni au intervenit și în câteva localități hunedorene afectate de inundații. Pompierii ISU Hunedoara au intervenit pentru evacuarea apei provenită în urma inundațiilor în localitățile Vețel, Spin și Bretea Mureșană, dar și pentru eliberarea drumurilor publice blocate din cauza căderilor de copaci din zona Brad, Vața de Jos și Lăpușnic. De asemenea, două echipaje din cadrul ISU Hunedoara cu un autocamion, o auto specială de primă intervenție și comandă și două motopompe remorcabile au acționat în sprijinul ISU Timiș pentru îndepărtarea efectelor inundațiilor produse în localitatea Făget.